sunt la străzile laterale. Trotoare mai avem de executat în orașul Beclean și chiar se pare că astăzi, dacă nu mâine, terminăm. Iar ne concentrăm foarte tare pe lucrurile de marcaj. Marcaj cu vopsea pe carosabil, unde apelez încă o dată la conducătorii auto, în cazul în care văd că oamenii noștri lucrează, să nu încerce să depășească sau să treacă cu roata mașinii peste vopseaua proaspăt pusă în operă, pentru că, după cum se vede în multe locuri, se ia vopsea pe cauciuc și se prelinge după aia pe carosabil. Nu arată bine, nici nu putem să remediem aceste pete de vopsea. De aia vă apelez încă o dată la bunăvoința dumneavoastră de a înțelege că lucrăm lucrări care sunt executate tot pentru conducătorii auto și nu pentru noi. A doua problema noastră de semnalizare este semnalizarea verticală, deci pe tot tronsonul montăm semnele de circulație. Ele nu sunt în carosabil, deci nu influențează cu nimic traficul. Deocamdată atât și sperăm că din ce în ce vor fi mai puține informații ce vă pot da, pentru că noi încercăm a noastră, cum am repetat probabil de multe ori, să terminăm acest tronson, să facem recepția lucrărilor. Ziua alegerilor a fost cu ghinion pentru un căruțaș de Rotna, întrucât a încărcat atelajul mult prea mult, caii nu au mai putut controla căruța și au avut parte de un sfârșit tragic. A vrut să facă un bine și s-a ales cu o nenorocire. Un căruțaș din Rotna a rămas fără cal după ce animalul s-a lovit cu capul de un gard din ciment. Întrucât căruța era plină de nisip, într-o pantă, animalul nu a mai putut opri. A căzut și s-a izbit cu capul de gard. Acolo a murit pe loc. Ce conducea atelajul pe DN17D, fiind încărcat cu balast, cu o greutate mai mare de pe furgon, a intrat în gardul din partea dreaptă, în direcția de mers, accidentându-se unul dintre cai. Calul a murit, se pare. Caii au murit și nu au fost victime omenești în ocazia accidentului. Proprietarul calului abia se putea stăpâni din plâns. A vrut să facă un ban și acum a rămas fără sprijinul de bază. Păi, ce să mai încerc, că acolo când se dau cu capul de țeze... Gata, moarte. Păi, ce să fac? Uh-huh. Acum ați pierdut și calul. Păi. Era cal de bază? Păi, asta am avut. Da, totuși, nu credeți că ați încărcat prea tare căruța asta? Nu încărcate, după aceea... Dar care a fost problema? Ea ieșea la dâmbul ăsta, no, eu alungat, eu n-am înfrânat și asta a fost. Uh-huh. Nu mai putut să controleze. Da. Și s-a lunecat. Dumneavoastră n-ați pățit nimic? Nu. Nu avem nici unul, nu am fost trei, eu n-am pățit nimic, da. Asta e. Da. Prundișul era pentru casă? Pentru... Da, la o casă, să turnăm o placă la casă. Asta. Lipsa banilor, a unui loc de muncă sau unui acoperiș deasupra capului sunt doar câteva dintre problemele cu care se confruntă bistrițenii. În fiecare zi de marți, mulți dintre aceștia se prezintă la primărie pentru a intra în audiență cu primarul Ovidiu Crețu sau viceprimarii Florin Găurean și George Avram. Mulți bistrițeni s-au prezentat și astăzi la primărie pentru a cere ajutor edililor în legătură cu fel și fel de probleme. Imposibilitatea de a-și cumpăra o casă datorită lipsei banilor sau de a obține un apartament într-un bloc anele sau social sunt cele mai frecvente obstacole de care se bat acești oameni. Sunt foarte multe persoane care au mare nevoie de aceste locuințe sociale. Din păcate, aceste locuințe sociale sunt încă în lucru. Știți destul de bine că avem 4 blocuri care le construim acum. Sunt în fază de construcție. Probabil că undeva la anul să fie gata și să putem să rezolvăm o parte din problemele cetățenilor care sunt îndreptățiți să primească aceste locuințe sociale. Și alte probleme care? Alte probleme mai sunt tot pe locuințe, sunt cei care urmează să părăsească locuințele pentru că locuințele în care locuiesc ei sunt retrocedate vechilor proprietari și atunci urmează ca și ei să părăsească locuințele respective. Acest bloc destinat acestor tip de persoane este la faza de finalizare, se finalizează, se lucrează la finisaje în momentul când va fi gata și acest bloc.
vor putea cetățenii respectivi să se mute în locurile respective. Ce zonă? Acest bloc este pe strada Subcetate și într-adevăr se află la faza de finalizare, adică la finisaje interioare și exterioare. Nu pot să estimez cât timp va fi gata acum, dar se lucrează la finisajele interioare și exterioare ale blocului, deci în momentul în care va fi gata, va fi dat în folosință proprietarilor de drept sau locatarilor de drept care se lucrează în acest și bloc. Și câți oameni sunt în această situație? Sunt 40 de apartamente în blocul respectiv. 40 de familii? Da, da, 40 de familii. Casa Municipală de Cultură, George Coșbuc, a răsunat de aplauzele copiilor. Povestea albei ca zăpada i-a fascinat pe micuții, care au fost numai ochi și urechi. Copiii au fost invitați astăzi la teatru. Festivalul Liviu Rebreanu le-a pregătit și lor un spectacol. Micuții au umplut sala de râsete și aplauze. Doamne, ce n-aș da să am o fetiță cu fața albă ca zăpada, cu buzele roșii ca sângele și cu părul negru ca abanosul. Draga mea soție, de multă vreme ne dorim un copil. Eu cred că Bunul Dumnezeu se va îndura de noi. Îți va asculta rugămintea și ne va îndeplini dorința. Privește, dragul meu, Dumnezeu ne-a îndeplinit dorința. Și uite ce minunăție de fetiță ne-a dăruit! E așa cum am visat-o eu. Are fața albă ca zăpada, buzele sunt roșii ca sângele, iar părul e negru ca abanosul. Doamne, ce minunăție! Doamne, ce minunăție! Aș vrea să-i spunem albă ca zăpada. Da, ea se va numi albă ca zăpada. Ha! Auzi, frumoasă ta lumina zilei. Oglinda, unde mi-a oglinda? Ha, oglindă olinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Frumoasă ești trăiasă ca ziua luminoasă, dar albă ca zăpada e mult, mult mai frumoasă. Cum? Albă ca zăpada mai frumoasă decât mine? Oh, nu! Nu se poate așa ceva. Nu! Că împleznește fierea de ciudă și crește ură în inima chiar buruia în acea rea. Și nu mai găsesc pacea nici ziua, nici noaptea. Oh! Mai bine de o oră, micuții au ascultat cu minți povestea. La final, au comentat piesa. Și ție, de cine ți-a plăcut? De pitici. De pitici? Ție? De albă ca zăpada. De ce? De albă ca zăpada. De albă ca zăpada. Ție? De baba Clanța. De baba Clanța? Te speria de ea? Nu. Era urâtă? Un pic. Albă ca zăpada era frumoasă? Da. Cum arăta? Albă. Cu buzele roșii. Așa. Și avea o fată albă. Da. Ați mai fost la teatru voi până acum? Da, foarte mult timp. Hai de mine. Și ce piese ai mai văzut tu la teatru? Capră cu trăiez, da. Și nu știu. Și care piese de teatru vă place mai mult? Ție, ce-ți place? Mie îmi place Capra cu trăiesc. De cine? De ies sau de Căpriță? De Căpriță. Îți place Căprița? De ce? Pentru că e cel mai mult o iubesc. Și cei șapte ies? Cei șapte pitici? Nu. Câți ani aveți voi? Eu am cinci. Și eu cinci. Toți cinci ani. Și la ce grădiniță sunteți? Grupa iepurașilor. Da. Cea mare.